El e evangelizator. Vede că supraveghetoarea nu face lucrare reală și alege să nu spună nimic. Observă că lucrarea de evangelizare suferă, dar nu îndrăznește să reclame asta. De ce îi este teamă? Ce firi corupte se ascund în spatele faptului că se protejează? Prin îndrumarea cuvântului lui Dumnezeu, ce ajunge să înțeleagă despre El însuși? Cum practică și se schimbă El? În 2021, împărtășeam Evanghelia în biserică. După un timp, am realizat că supraveghetoarea lucrării de evangelizare nu și-a asumat nicio răspundere și că nu ne mai întrebase de mult cum stăteam cu îndatoririle. De fiecare dată când venea era superficială și nu rezolva niciodată probleme reale. Nu ne ajuta și nu ne aducea niciun beneficiu îndatoririlor noastre. Fiindcă abia începuse supravegherea lucrării, mi-am zis că nu o cunoștea și că era normal să fie confuză și că după ce o va practica, o va deprinde. Dar după un timp, am descoperit că nu era cum crezusem. Odată ne-am împotmolit, așa că am trimis supraveghetoarei o scrisoare căutând o soluție. Dar răspunsul ei nu conținea opinii sau sugestii clare. Doar un fragment din cuvântul lui Dumnezeu, fără legătură cu problema. Mi s-a părut absolut incredibil. Cum putea fi supraveghetoarea atât de superficială? De obicei nu găsea probleme când verifica lucrări. Iar când luam inițiativa să o căutăm și să o întrebăm, nu avea opinii sau sugestii clare. Era irresponsabilă. I-ai spus asta? Inițial am vrut să abordez problema cu ea la o adunare, dar am avut niște îndoieli. Oare ar fi zis că sunt arogant? Că ceream prea mult? Că profitam de slăbiciunea ei? Dacă nu putea accepta ce ziceam și în schimb mă trăgea la răspundere, oare n-o căutam cu lumânarea? Gândul ăsta m-a făcut să-mi pierd curajul. Când ne-am întâlnit ulterior, am bagatelizat problema și doar i-am reamintit. Dacă îți poți face timp, verifică-ne lucrarea și vezi dacă există probleme. Dar spre surprinderea mea a zis: toți faceți de mult lucrarea de evangelizare și înțelegeți principiile mai bine decât mine și obțineți și rezultate bune. Eu sunt aici doar ca să învăț de la voi. După asta, oricând i-am reamintit să fie mai atentă la lucrarea noastră, a spus mereu ceva de genul ăsta. M-am gândit, nu face lucrare reală și își găsește mereu scuze. Nu accepta adevărul. Sarcina principală a unui supraveghetor e să rezolve probleme și greutăți reale pe care le au ceilalți în îndatoriri. Să supravegheze și să verifice lucrările. Așa e. Dar ea nu putea găsi sau rezolva probleme. Deci nu era capabilă de o lucrare practică. Dacă lucrurile continuau așa, ar fi afectat lucrarea de evangelizare. Într-adevăr. Mai târziu, am vrut să-i aduc din nou în discuție subiectul ca să-i fac cunoscută problema și să o rezolv rapid. Dar apoi m-am gândit din nou. Am fost și eu în trecut supraveghetor și am fost demis fiindcă n-am putut face lucrare practică. Dacă voi continua să-i spun opiniile mele, oare va crede că prețuiesc prea mult statutul? Că mi se pare nedrept fiindcă eu nu sunt făcut supraveghetor, deci caut nod în papură? Oare și-ar face o impresie proastă și m-ar demite din datoria mea? Mai bine, s-o las baltă. Poate n-a avut contact cu lucrarea suficient de mult timp. Poate se va descurca, dacă mai aștept. Așa că n-am mai adus vorba despre asta. Ce s-a întâmplat după aceea? S-a schimbat? Nu. Puțin mai târziu, am avut niște probleme în lucrarea de evangelizare și i-am cerut ajutorul. Dar tot n-a ținut cont și ne-a lăsat să rezolvăm singur problemele. Cu altă ocazie, am auzit-o fără să vreau spunând că fiindcă nu știa bine detaliile privind câștigarea de discipoli,
Când a întrebat-o conducătorul, i-a spus pur și simplu un număr ales aleatoriu, ceea ce a dus la o discrepanță între cifre. Ea nu înțelegea că trișa? Nu avea frică de Dumnezeu? Exact. Am fost furios când am auzit asta. Lunar îi raportam exact situația lucrării noastre de evangelizare și reaminteam să ne verifice lucrarea și să ne îndrume mai des. Dar ea încă nu știa nici măcar câți nou veniți intrau lunar în biserică. Chiar făcea lucrare practică? Cu așa atitudine, cum putea lucra ca supraveghetoare? Nu-i de mirare că nu găsea probleme. Analizând comportamentele, mi s-a părut că nu putea să facă lucrare practică. Era o lucrătoare falsă și nu putea supraveghea lucrarea. Da. În acel moment, chiar am vrut să scriu o reclamație despre problemele ei. Dar apoi m-am gândit. Dacă află că eu am fost cel care a reclamat-o, va crede că îi găsesc intenționat defecte și îi fac viața grea? Dacă apoi mă vorbește de rău în fața conducătorului, oare mă va transfera sau mă va demite? La acest gând, m-am retras din nou. Două zile mai târziu, am auzit-o pe sora lui Sanghi, de la un alt grup, spunând că supraveghetoarea aceasta nu le rezolva nicio problemă practică. Când i-au spus despre un membru al grupului care avea o fire arogantă, profita de slăbiciunile altora și îi constrângea, le perturbas îndeplinirea îndatoririlor, supraveghetoarea nu-l tratase ca fiind important. În final, singurul mod de a rezolva problema era să o reclamăm conducătorului. Dacă un astfel de supraveghetor nu e demis, lucrarea de evangelizare va suferi pierderi mari. Exact. M-am simțit vinovat când am auzit-o pe Xiang Yi spunând asta. Descoperisem de mult că supraveghetoarea nu era de încredere, dar nu spusesem nimic ca să mă protejez pe mine însumi. De ce nu pot să practic adevărul și să protejez lucrarea bisericii? În devoțiunile mele spirituale am citit din cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu atotputernic spune: există de asemenea unii conducători falși care au un pic de calibru și pot lucra puțin, care știu câte ceva despre principiile conform cărora să se ocupe de fiecare tip de persoană, dar le este frică să nu ofenseze, așa că nu îndrăznesc să-i constrângă pe oamenii răi și pe antihriști. Ei trăiesc după filozofii satanice, departe de chestiuni care nu reprezintă preocuparea lor personală. Nu sunt preocupați de măsura în care lucrarea bisericii este eficientă și nici de cât de mare este prejudiciul adus aleșilor lui Dumnezeu la intrarea lor în viață. Aceștia cred că astfel de lucruri nu au nicio legătură cu ei. Prin urmare, în timpul mandatului unui astfel de conducător fals, ordinea normală a vieții bisericești nu este menținută, iar îndatoririle și intrarea în viață a aleșilor lui Dumnezeu sunt nesigure. Care este natura acestei probleme? Nu este vorba de faptul că astfel de conducători falși nu pot face lucrare întrucât calibrul lor este slab. Așa că, în ce fel sunt falși? Sunt falși prin faptul că există o problemă cu umanitatea lor. În timpul mandatului lor drept conducători, nu poate exista nicio soluție pentru problema oamenilor răi și a antihriștilor care perturbă și tulbură lucrarea bisericii. Unii frați și surori au foarte mult de suferit din cauza acestui lucru și acesta reprezintă o mare piedică pentru lucrarea bisericii. Acest tip de conducător fals observă o problemă și vede pe cineva care provoacă o întrerupere și o tulburare și știe care este responsabilitatea sa, ce ar trebui să facă și cum ar trebui să o facă, dar nu face absolut nimic. Se preface că este surd și mut, nici nu aude, nici nu pune la îndoială nimic,
nici nu raportează problema superiorilor săi. Pretinde că nu știe nimic și că nu vede nimic. Nu este aceasta o problemă în umanitatea sa? Care este principiul conducerii sale? Nu provoc perturbări sau tulburări, dar nu voi face nimic care să ofenseze sau care să atace demnitatea celorlalți. Caracterizați-mă drept un conducător fals și tot nu voi face nimic care să ofenseze. Trebuie să-mi las o cale de scăpare. Ce fel de logică este asta? Este logica Satanei. Și ce fel de fire este aceasta? Nu este foarte evazivă și înșelătoare? O astfel de persoană nu este deloc sinceră în ceea ce privește tratarea însărcinării date de Dumnezeu. Este mereu vicleană și alunecoasă în îndeplinirea datoriei sale, cu atâtea calcule nepotrivite, gândindu-se la propria persoană în toate lucrurile. Nu se gândește câtuși de puțin la lucrarea bisericii și nu are deloc conștiință sau rațiune. Este destul de inaptă pentru lucrarea de conducere. În inima mea, oricât de vitează ar părea o persoană de acest tip, sau cât de bine echilibrată, sau taciturnă, sau muncitoare și competentă, faptul că acționează fără principii și nu-și asumă nicio responsabilitate pentru lucrarea bisericii, mă obligă să o văd într-o lumină nouă, într-un fel. Pentru a încheia, voi defini acest tip de persoană. S-ar putea să nu facă nicio greșeală majoră, dar este foarte evazivă și înșelătoare. Nu își asumă absolut nicio responsabilitate și nici nu susține deloc lucrarea bisericii. Este lipsită de umanitate. Simt că este ca un fel de animal. În viclenia ei se aseamănă puțin cu vulpea. Odată ce adevărul a luat viață în tine, când observi pe cineva care este hulitor față de Dumnezeu, care nu se teme de Dumnezeu și este nepăsător și superficial în timp ce își îndeplinește datoria, sau care întrerupe și este în opoziție cu lucrarea bisericii, vei răspunde conform principiilor adevărului și vei fi capabil să-l identifici și să-l dai în vileag după caz. Dacă adevărul nu a devenit viața ta și trăiești în continuare în firea ta satanică, atunci când descoperi oameni răi și diavoli care provoacă întreruperi și tulburări în lucrarea bisericii, te vei face că nu vezi și că n-auzi. Le vei înlătura fără reproșuri din partea conștiinței tale. Chiar vei crede că oricine provoacă tulburări în lucrarea bisericii nu are nimic de-a face cu tine. Indiferent cât de mult suferă lucrarea bisericii și interesele casei lui Dumnezeu, ești nepăsător. Nu intervii și nici nu te simți vinovat, ceea ce te face să fii cineva care nu are conștiință sau rațiune, un necredincios, un făcător de servicii. Mănânci ceea ce este al lui Dumnezeu, bei ceea ce este al lui Dumnezeu și te bucuri de tot ce vine de la Dumnezeu, dar crezi că orice daună adusă intereselor casei lui Dumnezeu nu are legătură cu tine, ceea ce te face un trădător care mușcă mâna ce îl hrănește. Dacă nu aperi interesele casei lui Dumnezeu, ești măcar om? Acesta este un demon care s-a insinuat în biserică. Pretinzi că tu crezi în Dumnezeu, pretinzi că ești unul dintre cei aleși și vrei să mănânci și să bei gratis în casa lui Dumnezeu.
nu trăiești viața unei ființe umane și, în mod clar, ești unul dintre non-credincioși. Amin. Amin. Cuvintele lui Dumnezeu m-au tulburat enorm. Mai ales acestea. Este lipsită de umanitate. În viclenia ei se aseamănă puțin cu vulpea. Un demon care s-a insinuat în biserică și non-credincioșii. Am simțit că firea lui Dumnezeu nu tolerează ofensa. Da. Dumnezeu urăște oamenii vicleni și e scârbit de ei. Dumnezeu definește acești oameni drept demoni și necredincioși. Da. M-a cuprins o mare frică și vinovăție și am simțit că Dumnezeu mă expunea și mă denunța în față. Gândindu-mă la purtarea mea de atunci, deja văzusem clar că supraveghetoarea își făcea datoria de mântuială și nu făcea lucrare practică și dorisem să abordez problema cu ea. Dar fusesem mereu extrem de precaut și mă temusem că mă va numi arogant și nu îndrăzneam să-i vorbesc. Chiar și când abordam, totuși, probleme cu ea, le bagatelizam mereu. Ajungând chiar să o încurajez în ciuda convingerilor mele, doar ca să pot să-mi protejez reputația și relațiile cu ea. Am hotărât că era o lucrătoare falsă, nu putea face lucrare reală și ar trebui să fie transferată sau demisă, iar pentru a proteja lucrarea bisericii, ea ar trebui expusă. Dar m-am temut că va spune că mă întrec cu ea pentru statut și că îi fac intenționat viața grea și că mă va reprima. Așa că, pentru propria protecție, am făcut pe prostul și observam cum lucrarea de evangelizare era împiedicată, fără să reclam nimic. Chiar eram viclen, egoist și josnic. Nu aveam sinceritate față de Dumnezeu. Gândindu-mă la toți anii în care crezusem în Dumnezeu, bucurându-mă de provizia multor cuvinte ale lui Dumnezeu, cum puteam să privesc pierderile suferite de lucrarea bisericii și să vreau doar să mă protejez pe mine? Dacă aș fi reclamat mai devreme problema supraveghetoarei, nu ar fi întârziat sau împiedicat lucrarea bisericii. Da. Apoi am văzut cuvântul lui Dumnezeu. De mulți ani, gândurile pe care oamenii s-au bazat pentru supraviețuire le-au corodat inimile, până în punctul în care au devenit înșelători, josnici și lași. Nu numai că le lipsesc voința și hotărârea, dar sunt și lacomi, aroganți, încăpățânați. Le lipsește orice hotărâre care să depășească sinele. Și mai mult, nu au curaj să scape de robia acestor forțe întunecate. Gândurile și viețile oamenilor sunt atât de putrede, încât perspectivele lor despre credința în Dumnezeu sunt încă hidoase. Și chiar și atunci când vorbesc despre părerile lor asupra credinței, este insuportabil. Oamenii sunt toți lași, incompetenți, josnici și fragili. Ei nu simt dezgust față de forțele întunericului, nici nu simt dragoste pentru lumină și adevăr, ci fac tot posibilul pentru a le elimina. Amin. Amin. Cântărind cuvintele, am realizat că fusesem corupt de Satana și că otrăvurile lui mi se înrădăcinaseră în inimă. Filozofiile, precum protejează-te, scapă de învinuiri, cu cât mai puține probleme, cu atât mai bine, cuiul cel mai ridicat e bătut până la capăt și paza bună trece primejdia rea, deveniseră natura mea și legile după care trăiam și mă controlau foarte strict, făcându-mă să-mi iau în considerare doar propriile interese. Ba chiar privisem cum o supraveghetoare care nu făcea lucrare practică întârziase lucrarea bisericii. Am făcut pe prostul, mi-am ținut gura și nu am protejat lucrarea bisericii. Fără să știu, trecusem de partea Satanei și îi serveam drept complice. Am fost dezgustător pentru Dumnezeu. Da. Am văzut că aceste filozofii erau falsități folosite de Satana pentru a corupe oamenii. Trăind în conformitate cu ele, nu puteam decât să devin tot mai viclean, mai rău și mai josnic. Da. Ca să-mi protejez propriile interese, m-am protejat de Dumnezeu și de oameni și, indiferent cu ce tulburare s-a confruntat biserica, eu am rămas indiferent și rezervat.
adevărurile au rămas nepracticate, îndatoririle au rămas neîndeplinite, iar eu nu aveam nici urmă de conștiință sau demnitate. Fără să mă căiesc, aș fi fost detestat și alungat de Dumnezeu. Așa e. Eram tot mai plin de regrete. Simțeam că fusesem corupt atât de profund de Satana, încât nu aveam pic de umanitate. Mă uram atât de mult. Dar în același timp, m-am hotărât să practic adevărul. Nu mai puteam fi lipsit de conștiință. Trebuia să țin cont de voia lui Dumnezeu, să practic adevărul și să reclam conducătorului problema. Da. Mai târziu, am reclamat conducătorului faptul că supraveghetoarea nu făcea lucrare practică. În sfârșit te-ai desprins de influența întunecată a Satanei. Slavă lui Dumnezeu! După ce am trimis raportul, am simțit că mi se ridică o greutate de pe umeri. Dar după 2 sau 3 zile, conducătorul tot nu răspunsese, iar reținerile mele n-au putut decât să revină. Oare conducătorul va citi raportul și va crede că mă lupt pentru statut? Sau căutam nod în papură? Oare m-ar considera răufăcător și m-ar exclude? La acest gând, inima mi-a tresărit foarte tare. Ah, deci încă erai în gardă? Da. Și, până la urmă, cum ai căutat și înlăturat această stare? Am discutat sincer cu Sianghi despre starea mea. A zis, oare nu negi dreptatea lui Dumnezeu și faptul că în casa lui adevărul e suveran? Spunând asta, a ales un fragment din cuvântul lui Dumnezeu și mi l-a citit. Dumnezeu atotputernic spune: antihriștii tratează întotdeauna dreptatea și firea lui Dumnezeu cu noțiuni, îndoieli și împotrivire. Ei cred: este doar o teorie că Dumnezeu e drept. Există într-adevăr în această lume ceva precum dreptatea? În toți anii vieții mele, odată nu am găsit-o sau văzut-o. Lumea este atât de întunecată și rea, iar oamenii răi și diavolii se descurcă destul de bine, trăind mulțumiți. Nu i-am văzut primind ceea ce merită. Nu pot să văd unde este dreptatea lui Dumnezeu în asta. Mă întreb dacă dreptatea lui Dumnezeu chiar există. Cine a văzut-o? Nimeni nu a văzut-o și nimeni nu o poate demonstra. Asta gândesc în sinea lor. Ei nu acceptă toată lucrarea lui Dumnezeu, toate cuvintele sale și toate orchestrările sale pe temelia credinței că El este drept, ci se îndoiesc mereu și judecă. Sunt mereu plini de noțiuni în privința cărora nu caută niciodată adevărul ca să le înlăture. Așa cred întotdeauna antihriștii în Dumnezeu. Au ei credință adevărată în Dumnezeu? Nu. Antihriștii mențin mereu o poziție de îndoială când vine vorba de dreptatea lui Dumnezeu. De exemplu, când se ivește o problemă în lucrarea bisericii, indiferent de severitatea vinovăției pentru aceasta sau de consecințele sale, prima reacție a unui antihrist este să se scuze și să arunce vina în altă parte. Pentru a nu fi tras la răspundere, chiar va îndepărta privirile din direcția lui, spunând câteva lucruri corecte, care sună frumos și făcând o treabă superficială, pentru a acoperi adevărul chestiunii. În vremuri obișnuite, oamenii nu o pot vedea, dar când ceva se abate asupra sa, urâțenia unui antihrist e dezvăluită. Asemenea porcului spinos, cu toți țepii ridicați, se protejează cu toată puterea, nedorind să-și asume vreo responsabilitate. Ce fel de atitudine este aceasta? Nu este a cuiva care nu crede că Dumnezeu este drept?
El nu crede că Dumnezeu îi cercetează cu atenție pe toți sau că El este drept. Își dorește să folosească propriile metode pentru a se proteja. El crede: dacă nu mă protejez eu, nimeni nu o va face. Nici Dumnezeu nu mă poate proteja. Ei spun că El este drept, dar când oamenii dau de necaz, chiar îi tratează corect? În niciun caz, Dumnezeu nu face asta. Când se confruntă cu necazuri sau persecuții, se simte neajutorat și se gândește: deci, unde este Dumnezeu? Oamenii nu-L pot vedea sau atinge. Nimeni nu mă poate ajuta. Nimeni nu poate să-mi facă dreptate și să se asigure de asta. El crede că singura modalitate de a se proteja este cu propriile metode, că altfel ar fi în pierdere, agresat și persecutat, și că nu face excepție de la această casa lui Dumnezeu. Îi pasă doar de propria căutare a prestigiului și a statutului și nu face absolut nimic pentru a susține lucrarea bisericii. Nu dezvăluie și nici nu denunță pe cine face ceva rău și dăunează intereselor casei lui Dumnezeu, ci se comportă ca și cum nu ar fi văzut. Analizând principiile potrivit cărora gestionează antihriștii lucrurile și se ocupă de acestea și modul în care tratează ce se întâmplă în jurul lor, cunosc ei câtuși de puțin firea dreaptă a lui Dumnezeu? Au ei vreo credință? Nu au niciuna. Aici nici una nu înseamnă că nu o conștientizează, ci faptul că în inimile lor se îndoiesc de firea dreaptă a lui Dumnezeu. Ei nici nu acceptă și nici nu recunosc că Dumnezeu este drept. Amin. Amin. Dumnezeu dezvăluie că natura antichriștilor este deosebit de alunecoasă. Ei observă toate lucrurile și oamenii, folosindu-și propria perspectivă, și abordează problemele cu suspiciune. Ei nu cred în suveranitatea lui Dumnezeu, sau că El examinează toate lucrurile, și cu atât mai puțin că firea lui Dumnezeu e dreaptă. Deci, când văd ceva ce face rău lucrării bisericii, se protejează mereu pe ei înșiși și interesele lor și nu practică adevărul. E ca și cum, dacă nu sunt atenți și nu se protejează, vor fi reprimați, pedepsiți. M-am gândit că eram la fel ca un anticrist. Nu credeam în dreptatea lui Dumnezeu și nici că adevărul și dreptatea erau suverane în casa lui. Supraveghetoarea nu făcea lucrare practică, dar mi-am făcut mereu griji în exces. Și nici nu am îndrăznit să o reclam. Chiar și când mi-am făcut curaj să scriu un raport, fiindcă nu înțelegeam dreptatea lui Dumnezeu, când am văzut că liderul nu mi-a răspuns imediat, am devenit suspicios și precaut. M-am temut că liderul nu se va ocupa de supraveghetoare și că eu voi fi exclus ca un răufăcător. Eram cu adevărat viclean. Nu aveam credință în Dumnezeu. Nu negam eu dreptatea lui Dumnezeu și suveranitatea lui asupra tuturor lucrurilor. Priveam ca un necredincios orchestrarea de către Dumnezeu și eram suspicios împotriva conducătorilor bisericii. Credeam că biserica e la fel de incorrectă și de nedreaptă ca lumea exterioară. Era asta credința în Dumnezeu? Nu era asta blasfemie împotriva lui Dumnezeu? Așa e. Apoi m-am gândit iar la cuvântul lui Dumnezeu. Are oare adevărul favoriți? Poate adevărul să se opună în mod intenționat oamenilor? Dacă tu cauți adevărul, poate acesta să te copleșească? Dacă rămâi de neclintit pentru dreptate, aceasta te va doborâ? Dacă aspirația ta e într-adevăr să cauți viața, poate viața să te ocolească?
Cum ar putea unul dintre aceia care îl caută pe Dumnezeu să fie blestemat de el? Cum ar putea cineva cu o rațiune sănătoasă și cu o conștiință sensibilă să fie blestemat de el? Cum ar putea cineva care se închină lui Dumnezeu și îi slujește lui cu adevărat să fie mistuit de focul mâniei lui? Cum ar putea cineva care se bucură să asculte de Dumnezeu să fie dat afară din casa lui? Cum ar putea cineva să trăiască în pedeapsa lui Dumnezeu dacă nu l-a putut iubi destul? Cum ar putea cineva care este bucuros să renunțe la tot pentru Dumnezeu să fie lăsat fără nimic? Amin. Amin. Da. Esența lui Dumnezeu e dreaptă. Adevărurile exprimate de Dumnezeu trebuie practicate și trăite de om. A căuta și a practica adevărul și a proteja lucrarea bisericii sunt firește lucruri pozitive ce primesc aprobarea lui Dumnezeu. În mod special, reclamarea și expunerea antichriștilor, a falșilor conducători și lucrători, primesc aprobarea lui Dumnezeu și sunt fapte bune și drepte. Da. O persoană care practică adevărul a fost oare vreodată exclusă din biserică? O persoană care caută și iubește adevărul a fost vreodată abandonată de Dumnezeu? Nu. Din contră, cei care practică adevărul nu numai că nu au fost reprimați sau ostracizați, ci au primit protecție și aprobarea și respectul fraților și surorilor lor. Da. Chiar dacă sunt câțiva reprimați și pedepsiți de antichriști pentru că practică adevărul, e doar un lucru temporar. Iar toți acești antichriști vor fi expuși și excluși sau îndepărtați din biserică. În plus, cei care au fost reprimați de antichriști și răufăcători vor fi realizat câștiguri reale prin rugăciuni și prin căutarea adevărului. Nu doar că vor fi câștigat discernământ asupra antichriștilor, dar vor fi câștigat și o înțelegere a suveranității atotputernice a lui Dumnezeu. Aceste lucruri dezvăluie în totalitate firea dreaptă a lui Dumnezeu și faptul că adevărul și dreptatea sunt suverane în biserică. Ai perfectă dreptate. În casa lui Dumnezeu, doar antichriștii și cei cu intenția de a face rău vor fi îndepărtați sau excluși de biserică. Eu nu reclamasem problema supraveghetoarei cu intenții rele și nici ca să profit de slăbiciunile ei, ci din considerație pentru lucrarea bisericii. Toate lucrurile pe care le reclamasem erau fapte obiective, nu încercări de a-i face rău. Acțiunile mele erau pentru binele, nu pentru răul supraveghetoarei, dar și a lucrării bisericii. Da. Dacă era o persoană ce putea căuta și accepta adevărul, fiind reclamată, putea reflecta asupra ei înseși. Această situație ar fi ajutat-o să-și clarifice sieși neajunsurile și corupția și ar fi îmbogățit intrarea în viață. Mm. Dacă mă ura din cauza asta sau chiar mă reprima sau mă demitea impulsiv, asta ar fi dezvăluit pe deplin că nu iubea adevărul și nu-l accepta și era nepotrivită pentru funcție. Într-adevăr. După această revelație, inima mi s-a ușurat și nu m-am mai simțit constrâns. Reclamarea falșilor conducători și lucrători e responsabilitatea mea și ceea ce trebuie să fac. Indiferent de consecințe, nu voi regreta niciodată. Acum, înțelegând puțin firea dreaptă a lui Dumnezeu, nu mai aveai rețineri. Da. Am primit o scrisoare care spunea că supraveghetoarea fusese demisă. M-a emoționat scrisoarea conducătorului. Adevărul și dreptatea sunt suverane în casa lui Dumnezeu. Așa e. L-am slăvit pe Dumnezeu și i-am mulțumit. Slavă lui Dumnezeu! Prin această experiență, nu numai că am câștigat discernământ asupra falșilor conducători și lucrători, dar mi-am și dat seama ce vicleană era natura mea. Și am devenit conștient de firea dreaptă a lui Dumnezeu. Toate au fost prin harul lui. Așa e. Indiferent cu ce mă voi confrunta, sunt dispus să țin cont de voia lui Dumnezeu, să practic adevărul și să îndeplinesc responsabilitățile ce-mi revin. Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! Prin această experiență,